Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi. Astăzi, prieteni, am fost la cumpărături împreună cu domnul Marcel. Cu fratele Marcel, da? Am fost la Acțion. Am zis să mă scoată și pe mine un pic afară, pentru că de două luni nu am fost afară să ieși și eu un pic. Că știți, băi, prieteni, dacă stai tot în casă, nu-i bine. Ne trebuie și nouă un pic de aer, un pic de... știți voi, da? Și vreau să vă arăt acum că să fac căzut astea jos, în ordine, dar... Na, iată așa. Tu ai găsit-o tot acolo că n-am mai avut răcare. Ai, Marcel, tu n-ai văzut cum... Ce să văd dacă te-ai pus în plasă acolo așa? N-ai văzut? Nu, n-am văzut. Na. Rămșenelele astea, care îmi place mie. Tu ai văzut? Nu, 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 lasă acum, cum să le lăs acolo așa? Nu, ia că aici așa. Ce mai avem? Ia rămâneși napolitană, n-ai mâncat nimic, ai grijă. Nu, bun. Nu, uita ce mi-am cumpărat. Vedeți? Linguri. De silicon din alea, ca să nu mai... Vreau să vă spun că când luam cu lingura din oală, tot s-a făcut oala, s-a zgâriat oala. Aia mea care îmi place mie să fac ciorbă în ea. Nu. Și am zis că hai să le iau, erau vreo 3 euro, 4 euro erau astea. 4 euro cred că erau. Am luat niște șampon, ia, acum iar am cumpărat, am zis că dacă sunt acolo, hai să iau. Șampon de păr, da? Șampon de păr. Și ăsta tot șampon de păr, de cocos, ulei de cocos are ăsta, Garnier, așa. Ne-am luat servețele de bucătărie, ca să avem, da, bonul care am plătit. Am plătit o grămadă de bani pe ăștia, da. Am făcut stocul, am luat la Iosif și la Bel de barberit. Pentru barberit, că nu prea au, s-a terminat. Am luat un fir din ăsta ca să încărcăm telefonul, n-am găsit pentru Apple. Mi-a zis să-i cumpăr de Nokia, dar n-am găsit, am căutat. De Nokia? De iPhone. De Nokia, spun și eu. Am mai luat un șampon. Ne-am făcut provizii, prieteni, ne-am făcut. Am mai luat un șampon, tot de păr. Garnier tot așa cu ulei de cocos. Am luat pentru băieți, 4 în 1 și spune că și pentru păr și pentru corp. Au fost acolo mai multe, dar tot erau desfăcute și de-abia a găsit Marcel astea două. El, unul este mai mic, văd că ăsta are... Unde sunt? Doamne, unde sunt alea? Gramajele, să nu văd unde sunt gramajele. Nu știu, eu nu văd aici, că nu am, dar se vede că unul mai mic, unul mai mare. Dar tot aceeași sunt. Dar hai, uită-te tu, dacă te văd bine, câte gramajele ăsta mai. Mi-am luat niște bomboane așa din astea mentolate pentru vin. Niște napolitane, le-au pus Marcel, am zis să pune șamponul de jos. Și să las ăsta, da, acolo n-ai zis câte lume era. Asta e apa mea. Acum n-ai pus să faci și ulei. Mi-am luat niște zi din ăsta încărcător, sajor, din ăsta, spune tu. Încărcător. Nu e încărcător ăsta. Prelungitor. Prelungitor, prelungitor. Prelungitor, pentru că ni s-a ars acolo. Am luat niște bomboane pentru copii așa, pe băți. 400 de mililitri are ăla? Nu, cred că ăsta e mai mic atunci. Ăsta are vreo 200 și ceva. Așa. Hai să vedeți ce mi-am luat. 250. Pentru cartofi, pentru dăscos din supă. Din asta n-am avut. Am trei din alea așa găurite. Dar din asta am trebuie mai mare. Mai mare voiam eu, dar nu este, nu a fost mai mare. Ca să-mi iau așa. De la Acțion. Iar am luat un pachet de cărțimele din astea, că le place la copii. Am luat așa de ciocolăz, unul de biscuiți, unul cu biscuiți Oreo. Da.
mai luat, dar cum mi-au pus mașina, cum să nu le pun asta, mi-a plăcut mie că a luat Abel când a fost cu Isaia și mi-a plăcut plăcintițele astea, ca un chec și are bomboane. Mi-a plăcut foarte mult. Am luat ceva așa care se pune pe tort, da, din astea așa, frumos. Da, pentru tort. Bombonelele pentru tort. Poate să facem și noi ceva tort. Da. Am mai luat două pachete de cafea din asta. N-a fost din aia lila care bem noi. Asta e. Am luat niște saci. Pungi, adică nu. Pungi așa. Piper negru. Am luat două din astea că am văzut că e mai ieftin la Action decât la Aldi. Să vedem cât o fi de bun. Mi-am cumpărat o pereche de șlap din astea, că șlapii mi s-au făcut. Vreau să vă spun că am cumpărat, știți voi, de pe... Când am cumpărat Shen. De pe Shen, două perechi egale și am dat, amândouă perechi am dat la Nora pentru că v-am spus că sunt prea sus la talpă și eu nu pot să umblu cu ele, mi-e frică căcat. Și mi-am cumpărat astea așa să am în casă atunci, da? Am dat la Nora. Și am cumpărat mie și la Nora, ia uitați, ne-am cumpărat ce sosete din astea, ne-am cumpărat cu brăduleț, cu Moș Crăciun, acum să aleagă avem Nora și pulover avem iară, da. Pulover avem iară. Da, de... dar nu trecut. Na. Cam așa. Astea sunt cumpărăturile noastre care am făcut la zi, la Acțion. Și vreau să vă spun, prieten, cât am dat și cât am plătit aici. 74 de euro pe toate astea ce vedeți, nu prea mult. Uitați, vedeți? Că e scump și aici? Nu. Astea sunt cumpărăturile noastre. Nu. M-am gândit să iau unul. Acum să se aleagă și Abel și Iosif care vrea ei. Din astea pentru barberit. Noi vă mulțumim, prieteni, că sunteți cu noi, dar cât avem, Nora? 7 minute 24. N-a mers așa mult. Și ce o să fac eu acum? Ce zici să fac? Să-mi fac o cafea? Păi faci, normal, și ha? Ia. Și Nora, vrei să mai spui și tu ceva la prieteni, să facem măcar 11 minute? Hmm? Ia, Doamne Iisuse, dar Marcel, tot timpul acolo, ai grijă, Valerica, să nu te împing, ai grijă, Valerica, fii atentă, Valerica, ai grijă, ai grijă, wow, m-a zăpăcit acolo, stai să-mi iau laptele, Nora. Dar spune, mamă, la oameni că... Să nu spun dacă acolo e multă aglomerație, oameni umblă, nu bag în seamă, mulți marocani de acolo care nu le interesează nimica. O lovește, o atinge puțin și se duce jos. Da, eu eram atentă, Marcel, eu eram foarte atentă. Da, ești atentă, că vine unul care nu știe ce-i cu tine. Mergi eu, știi să-mi faci o cafea? Hai, du-te, da. Te rog. Du-te, te rog, și fă-mi și mie o cafea. Da. Am vrut să iau mai groase, Nora, dar nu erau. Băi, dar ce-a trecut, să vezi acum ce frumusețe erau de cu roșu, bluze. Am vrut să caut șorțuri, dar n-am găsit. Dar cred că avem șorțuri, avem, nu? Două. Da, avem și eu șorțuri. Și tu. Și pulover, da. Acum... Da, îmi plac astea, să știi că îmi plac. Șosete. Îmi plac șosetele, acum care vrei tu, Nora? Că nu contează. Culoare. Și am zis că să iau așa... ca să nu luăm egale, ca să nu le încurcăm. Da. Na. Așa, prin casă, că sunt un pic groase. Stai că iau foarfeca. Să tai de aici așa. Da, prieten, că... Sunt frumoase că este pămii ăștia așa desenat și pinguinii. Pinguinii, da. Acum care vrei tu, Nora? Alegeți care îți place ție. Nu are pentru problemă, mine... orice. Pentru mine, oricare. Nici eu nu fac pretenții la... Vezi? Sunt groase. Mm-hmm. Dar chiar nu mai erau din astea. Chiar nu mai erau. Întreabă-l pe Marcel. Așa e, Marcel? Te da. Cred, Doamne. Am căutat să luăm, să iau așa și nu erau. Așa, roșu, cu roșu. Nu, și am zis, hai, Marcel, dacă nu este, atunci ce să facem? Hai să luăm unul așa și unul așa. Și ăștia dar sunt mai mici, problemă. Nora. Astea aha. Sunt mai mici. Vezi? Alea sunt ai mei, cu pinguini. Sunt mai mici. Da. Astea. Și alea roșii sunt ai tăi.
Păi le mai au aici așa prin casă, că sunt un pic mai groase. Da. Ce să facem, prieteni? Ce să facem? Iată, așa cum putem. La, iar am mai primit, nu acum, am comentat. Deci ia, Doamne, să iar am uitat. Nu știu ce era cu ultimile două filmări, dar n-am mers comentariile. Eu tot timpul spuneam la Abel să dezactivează, că tot, adică să, le, să fie activate mesajele. Când mă puneam să mă uit la mesaje, iară se dezactiva. Iară dădeam la Abel, iară, Doamne, dar m-am necăjit și ieri și alaltă ieri, dar zic, ce cu... Să mă întâmplă prieten de la YouTube. De la YouTube e așa și atunci nu prea că am văzut. Am văzut aproape, zic, dar ce e aici, Abel? Aproape 400, 500 de persoane s-au uitat la filmări și numai 5 comentarii, nu se poate așa ceva. Nu se poate, zic către el. Fă ceva acolo să, nu știu, acum sunt activate sau iar dezactivat, nu știu, nu știu. Trebuie să mă uit acolo, că dimineața nu m-am uitat, nu. M-am gândit să-mi iau astea în ora, că sunt foarte calde. Dar eu am șlapi, eu am două perechi, nu-mi trebuie. Dar să știi că nu a fost, vreau să spun că nu a fost și Nora, vreau să spun că Nora are foarte picior mic. Da, și am și picior mic. Are foarte picior, ea are 34-35, prieteni. Eu când îi cumpăr ceva, trebuie să-i cumpăr de la copii. Să-i cumpăr de la copii pentru că nu găsesc mărimea. Nu găsesc mărimea și eu am 37. Și de multe ori la cizme, când îmi iau la cizme, am 38. Că eu am... Piciorul mai larg. Așa da, mai... și aici, aici la... Picioare, mai sus. Lată, da. Și nu prea pot să-mi cumpăr orice... Cizme. Da. De anul trecut, cizmele care mi-am cumpărat, îmi erau bune 38 la mărime, dar aici sus, că erau până aici sus la genunchi, nu puteam să mă închid în ele. Și când a venit sora mea Bianca, i-am dat ei. Și chiar noi odată i-am luat în picioare până la biserică și am venit și... Atât. Dar și eu am, numai eu le port, mă duc afară cu ei, oriunde merg, la magazin. Păi bine, Nora, asta vreau să spun, că nu pot, eu până la genunchi nu pot să-mi cumpăr cizme. Da. Numai așa trei sferturi. Doamne, eu atât de cizme, am 4 perechi, 15 de cizme am. Și nu. O pereche... Să știi că chiar îți bune astea, decât alea vezi tu de la Action. Că au talpa așa și s-au făcut, ai văzut ce s-au făcut, Nora? Da. Care i-am cumpărat aia, alea roșii. Da, s-au făcut băi șamari. Nu, și ăstea acum și țin de cald și îmi place. Nu. Îmi ține de cald. Da, mamă, că este bun, Dani. Da. Pentru că aici jos vreau să vă spun, prieteni, știi ce trage de frig? Pentru că sunt toate ușile vechi și vine frigul. Și am pus acolo la ușă ceva. Chiar îmi mulțumesc la doamna care mi-a trimit pentru laptele ăsta, că a spus că și una dintre fiicele ei a avut probleme cu... nu putea să mănâncă lactate și a spus că și ea mănâncă așa și vreau să văd ce mai este acolo pe la Lider, când o să mai mă duc sau dacă va merge în ora. Să meargă să vadă dacă mai este ceva ca să-mi cumpăr, ca să nu mai mănânc orice. Că eu iau medicamente, știți doi prieteni? Eu iau medicamente pentru treaba asta, că nu pot să mănânc lactate. Nu pot să mănânc. Și vreau să vă spun că laptele pentru mine era, Doamne, lapte dimineața, în fiecare dimineață, lapte cu pâine, cu mămăligă mâncam. Îmi plăcea laptele la greu, mai ales iaurdurile astea. Eu astea nu mai pot să le mănânc. Asta e. Ce să vă spun? Mi-s bucuroasă că am putut să mă duc și eu, să mai mă prim. Da, am dus eu, atâta m-a nebunit la cap. Mi-s bucuroasă că mi-am cumpărat, care am vrut să-mi cumpăr de pe Shein. Astea erau mai multe acolo, Nora, din astea, linguri din astea pe Shein. Sunt mai multe, dar sunt bucuroasă pentru ei.
că să vedem acum, are o lingură așa, hai să tai asta să văd. E bine că nu mai zgrim oalele de la ei. Da. Da. Hai să vă arăt așa, să tai și eu asta, că și așa trebuie să le punem acolo. Da, am linguri, slavă Domnului. V-am arătat, prieten, am linguri acolo în mașina de scrie. Da, tot am vrut din astea, Marcel. Din astea tot am vrut. Astea sunt de silicon. Nu știu dacă o fi de silicon, să nu mă iară o dau în bară ca cu cleaștul ăla care am crezut că de silicon și el era de plastic și când am făcut, s-a topit. Da. Dar cred că e de silicon. E ceva de silicon astea. Cred. Să vedem. Are o lingură din asta, așa, super, o paletă și o lingură care e supă. Super, super, super. Vreau să mai cumpăr un din ăsta, dar să fie mai mare. Da. Așa, mai mare, nu? Mai mare. Care ai spor cu el, să iei orice. Nu. Ce să vă spun, prieteni? Ne bucurăm și de orice. Pentru că asta e bucuria noastră. Când avem bani să mergem să ne facem niște cumpărături, vreau să vă spun că șamponul ăsta, ați văzut voi că am mai luat, mai are Nora acolo de... Rosmarin. Rosmarin, ăsta e de... Nu știu ce frunză este aia. Da, eu nu văd, nici ochelarii nu am. E verde? Verde ceva cu foia asta, nu știu. Hai spune tu, Marcel, că ai ochelari. Ce vrei să spun? Ce șampun e ăsta? Șampun Infion. De te? De ce? De verde. Te verde. Te verde. Ah, te verde. Da, da, e foarte bun. Te verde. Că e Timotei, are marca asta, e foarte bun. Pentru la Nora. Pentru Nora și pentru Abel. Abel. Și eu, Steve. Iară pentru Abel și pentru toți băieții, nu, ca ei să... Am vrut să iau mai mult din ăsta, că am spus că am vrut să iau mai mult. Și nu era scump. Un euro ăsta era un euro și 50 și ceva de cenți era ăsta. Și am zis, am vrut să iau 10 bucăți din astea ca să aibă, să le fac stocul acolo, prieten, că nu mergem în fiecare zi la acțiuni. Ca să aibă băieții, că noi facem baie, ei fac baie, fac duș. Și ăsta iar am mai luat la Nora din ăsta. Da, ai luat. O, ce fain miroasă. Știi că ai mai avut de la piață mi-ai luat. Cu și... nucă ceva, da, nu mai știu ce era. Cu ulei de cocos. Nora se spală așa, cu din astea pe cap. Nu are ceva, să vă spun că nu, a trimis una, o soră comentarii, că Nora și noi cu ce ne spălăm pe cap. Nora se spală cu din astea, vedeți voi. Așa, ce mai cumpăr de la Acțion, nu-i ceva, nu știu ce, scump, exagerat, șampoane scumpe și nu știu ce, nu. Așa, cu din astea se spală Nora pe cap și are un păr sănătos, slavă Domnului. Chiar azi dimineața am întrebat-o, Nora, dar ție nu scade părul? Am arătat că îmi cade părul. Ia uite, Nora, cum îmi cade mie părul. Uite, că m-am pieptănat. Zic, dar zic la tine, nu cade nimic? Zice, nu, mamă, mie nimic, nimic, nimic. Are un păr sănătos, prieten, și nu-i cade părul deloc. Mie îmi cade părul de când m-am operat, de vai șamar. Da, de la anestezie. Și de-aia vreau să mai pun și eu, să văd ce mai pun, dar acum, așa cum v-am spus, am pus niște siromuri, niște uleiuri și mai cam nu mai cade așa mult, dar oricum mai cade. Dar mi-a spus Abel că el să mă uit așa pe internet și mi-a spus, mamă, nu te necăji că sunt timpuri așa, este iarna când cade părul și după aia se oprește, este perioade. Sunt perioade când cade părul și când nu cade părul. Acum, ce să vă spun, prieteni? Dacă mai îmi cade și părul ăsta care nu pe aia îl am, ce mă fac? Că vreau să vă spun ceva. Mie îmi cădea foarte tare părul. Bun, și pentru stres că am avut cu Iosif, prea mult stres cu Iosif și mi-a căzut părul, ce să vă spun? Că am fost și la medic și nu, mi-a spus că nu, trebuie să mai evit și eu stresul,
Am rămas fără păr 10 ani de zile, n-am mai avut păr pe cap. 10 ani de zile și eu am avut un păr sănătos, un păr lung, mare, așa cum are Nora. Dar l-am pierdut, așa, l-am pierdut și l-am mai tăiat, că am văzut că l-am pierdut, am zis, hai să-l tai, că poate își revine și nu știu ce, și până am ajuns cu el, așa, până aici, așa. Și 10 ani de zile nu mi-a crescut părul meu. Și acum, slavă Domnului, că într-un an de zile mi-a crescut părul să mă bucur și eu de el. Da, că vreau să vă spun, nu știu acum cum sunt altele, dar eu sunt așa, mie îmi place să am părul lung, îmi place să am păr, îmi place să mă bucur de părul meu și când am fost mai tânără, vreau să vă spun că n-am pus așa preț și am avut păr lung, așa cum a spus. Și n-am pus preț pe părul meu, că eram tânără. Și acum vreo 10 ani de zile, când am văzut că mi-am pierdut părul, am regretat. Am regretat și atunci m-am gândit, nu, ca să vezi ce înseamnă să ai un păr sănătos și să ai un păr lung, că asta e frumusețea, eu așa mă gândesc că e frumusețea femeii, este să ai un păr sănătos și să ai un păr lung, frumos, că doar asta eu cred așa, acum nu știu cum crede unii acum, nu știu, dar eu vreau să vă spun că eu mi-s bucuroasă să am păr lung, să am păr frumos, acum nu, ce să vă spun, prieteni? De oricum a revenit părul tău și a crescut în câteva ani. 2 ani, 3 ani. Nu, Nora. Nu, de când sau nu mai știu, un an și jumate. Că când m-am operat de hernie, de hernie cervicală, chiar am poza care am făcut-o, care stau și aici cu Marcel. Da. Și acolo, ai văzut ce păr scurt am acolo? Da. Ai văzut? Până aici am părul. Și acum ai jumate de și spate. Și într-un an de zile, dar și am umblat după el, prieten. Am umblat după el... Am pus uleiuri. Lasă că nu e chiar așa mare acum. A, bă, nu e așa mare. Dar oricum a revenit. Nu e așa cum era. Da, păi nu e așa mare. Da, da, cum l-am avut. Hai să arăt unde e poza. Dă telefonul ăla să arăt la prezent. A, aici ai avut părul mare. Acolo, uite la... Nu chiar, acolo l-am tăiat. Am avut mai lung. Dar uitați-mă pe mine. Găsiți aici, am avut 34 de ani. Ce tânăr era tata acolo. Da, sigur. Mă, hai să vă arăt poza. Și mama. Acum, nu. Ce, am arătat aici? Eu cred că poza asta, nu știu dacă pot să ba, aia arată. Este. Care? A, nu pot să o arăt. E aici, nu aia? Da, acolo. Hai să vedem. Nu, hai să vă arăt, după ce m-am operat și am venit în spital, ce păr scurt am avut într-un an. Acum e un an și nu știu dacă, nici 2 ani. Nu sunt 2 ani. Și vreau să vă arăt. Acum... Mi-a făcut Nora recent o poză, să vedeți ce mi-a crescut mie părul, prieteni. Ia uitați aici așa, vedeți? Ăsta e părul meu care mi-a crescut acum într-un an de zile. Să vede, Nora? Da, se vede. Mi-a făcut Nora poză, că mi-a zis, hai mamă să-ți fac o poză ca să-ți arăt ce ți-a crescut părul. Da. Da. Și vedeți ce scurte și într-un an jumate mi-a crescut, slavă Domnului. Mi-a crescut părul că de 10 ani n-a crescut. De 10 ani n-a mai crescut părul meu. Nu, ce să vă spun, prieteni? Noi vă mulțumim din suflet că sunteți cu noi. Vă dorim o zi binecuvântată, o zi minunată. Vă dorim sărbători binecuvântate, minunate de bunul nostru Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă doresc toate cele bune, să vă bucurați de cumpărăturile voastre care faceți cumpărături și voi așa cum fac și eu, de sărbători, acum că suntem în pragul sărbătorilor, imediat aici este Crăciunul și să vă bucurați de cumpărăturile voastre, Dumnezeu să vă binecuvinteze și... Toate cele bune încă o dată și până data viitoare vă spunem la revedere!